Stai, Marius, să treacă mașina asta, frate, să facem un intro corespunzător. Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu deja celebra Toyota Land Cruiser 147 V8. O să vedeți în episod, dar până să vedeți, am și tricoul ăsta, l-am luat. Așa s-a întâmplat. Chiar nu mi-a dat nimeni niciun bani pentru treaba asta și ar trebui, vorba aia. Nu mai știu ce vreau să vă spun, dar pe lângă treaba asta, nu uitați să dați subscribe, pentru că altfel ne vom supăra și nu vom mai posta nimic pe canal. Nu știu, dar are Toyota un moment bun al ei, un moment extraordinar și vreau să-l prind aici pe, stai să prindem, vreau să-l prind aici pe cameră, pentru că cine știe când mă mai lovesc de treaba asta. Bă, neutru, merge mașina la relanti, de nu se mișcă nimic, mă, bă, nimic, stau pe scaun și nu simt că merge motorul, ești nebun? Băi, nici nu mă mai mișc de aici. Ba, așa ceva? Băi, așa trebuie să meargă benzina, nu trebuie să simți că merge motorul. Nu trebuie să simți. Tăte în șmecherii și în Toyota, mătii, cu 480 de mii. Câți kilometri am, că nici nu mai știu. 485 de mii, nu? Ce-i de capul meu? Bă, stau aici pe scaun și nu simt nimic, ești nebun? Nada! Că tot mi-a zis lumea că poate n-am prezentat suficient, îmi pare rău pentru dezordinea din... portbagaj, urmează să fac ordine, să trăiască. Asta este placa de depozitare, se montează frumos, nu e nicio problemă, aici am tot felul de lucruri puse, nu e nimic în ordine sau așa, le-am pus să fie puse. Odată cu montarea plăcii astea, observ și faptul că aici se face mult condens pe placa asta, pentru că mi-au ruginit șuruburile. E mereu umedă, nu știu cum se face. Așa e făcutul, de acolo și rugina multă la Land Cruiser 100, la Hyon. Dar în sfârșit, astea sunt alte discuții. Problema cu placa asta este că în momentul în care vrei să închizi oblonul, nu se poate pentru că se oprește în această buziță. Și am zis noi că dacă punem aici un scotch cu burețel, o să o țină mai sus și o să se închidă corect. Hai să vedem, să montăm... Am de ăsta ca bătrânii, pur fix. Știți, pur fix? L-am luat că m-am lipit de el în... Nici nu mai contează unde. Și hai să-l punem, să vedem ce se întâmplă. E voilà. L-am montat. După cum puteți uita. Într-o apă. Vorba aia am pus aici. Nu mai face un pic de distanță, da? Deci nu mai stă perfect. Dar, acum, ia uite. Altceva? Atât de simplu. Da, mă, deci ca să înțelegeți, că nici eu n-am înțeles. Când am plecat de la pensiune, plec și la un moment dat aud. Tuu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 
face, mă, Toyota. Paul? Băi! Ăsta alerga pe lângă mașina mea. De ce alergi, mă? Păi vreau să văd dacă am dat cheia la cameră. Păi, mi s-a pornit ceva suspect, dar zic, n-are, mă, cum ești de bun. Acum plecăm, pornesc mașina. Ai vrut să zic, Paule, că vei plăti în viața asta cu vârșit de toate. Și următoarea mai ceva de plată. Calc frâna. Calc frâna, zic, bă, ce e, mă, zic, e pompa de la suspensia hidraulică, mă. Ăștia ieri încercau să mă convingă să iau mașina. Dar și eu, dai seama, nebunie pe munte pe acolo. Ce pula mea cu acolo? Uite, da, nu mai, acum nu e. Acum nu e, nu funcționează. Și e legată cu telecomandă goarna asta pe becul de frână. Sau nu știu cum a legat-o, da, Paul, în sfârșit. Da, undeva, bam, frână cu claxon, ură. Treabă serioasă. Bună gluma, da. Au muncit oamenii până la 4 dimineața. Claxonam cutia. Na, na, mă. Ești de bun, cum calc frâna? Nu mai, gata.
bă, călcam frâna, se auzea, bă, ce are, mă, frate, țineam pe frână tăt în continuu, mă, ce are, bă, ce are? E, n-a să pomenești, ia, nu, no. Stai, stă în spatele meu și se joacă cu telecomanda, știu, mai calc pe frână, văd, nu, no, nu e activată, ia, nu e, să ce zic, se joacă, pornesc, opresc, pornesc, opresc, e bună gluma, e bună, bună gluma, 10, nici nu mă răzbun, nu mă răzbun. Treabă, mergem la gaz. Adică mergem la revizia la gaz și vorba aia îl iau și pe fratele Vali, că o Toyota V8 nu merge niciodată singură. Da, trebuia să, nici nu mai știu când trebuia să vin la revizie, la 6 luni, la un an, nu știu, cert e că au trecut 2, cred că de când am gazul pe mașină și n-am făcut nicio revizie. S-a comportat excepțional, n-am avut nicio problemă. Spre deosebire de Vali, care anul trecut prin Maramureș sau ceva de genul ăsta, nu-i mai trăgea mașina, că avea niște pilitură în filtre. Dar vedem acum și la mine când schimbăm ce și cum. Și vă mai spun lucruri pe parcurs. Stai să ajungem la băieții de la AGR. Am ajuns tonți la revizie și reglaje. Eu am doar revizie, băieții ăștia vor și reglaje. Să vedem. Sunt curios dacă am pilitură de aia, în filtre, nu știu, am văzut eu, nu mă pricep, dar am văzut eu pe acolo, la Vali am văzut, ușoraș. Aveți grijă, doamnă, să le spuneți că rupe gâtul asta. Aveți grijă, când pleacă de pe loc, să nu dea cu capul de tetieră, eu vă zic. Mai aveam de 50 de. L-am dat pe tot. Deci ce faci, schimbăm? Da, aici am văzut eu pilitură multă la băiatul ăla. Aici n-avem, nu? Sau avem? Nu știu. Puțin. Puțin. Da, era jale aici, ce era aici, nebun. Mă, jale, îți spun. Nu mai mergea mașina aici, nebun, de la asta. Dar la ce se face asta, oare? Din mizerie, din rezervor, din gaz. Din instalațiile. Ăsta l-aruncăm, nu? Da. Ok. Da. La cât trebuia să vin la revizioare? La 6 luni sau la un an? 15.000 de kilometri. 15.000? N-am făcut. Da. Așa arată rezervorul nou, filtrul nou. Și aici mai e tot așa un filtru, the difference. Țaca paca. Cât costă o revizie de asta, știi, ai idee? De ăla, 150 de lei. 150 de lei, ha, mă, că nici nu e mult. Da. E tot ok. Domnule pacientul, e bine? E sănătos? Foarte sănătos. Ia auzi, bă, băiatule, la doar 480.000 de kilometri. Ce să facem, frate? Asta e viața, e greu. S-a testat, s-a măsurat. Bă, să nu-mi reglați nimic, da? Să-mi lăsați așa, vă rog eu. Să nu faceți reglaje, că e țiplă. E bine așa? Da, am făcut și revizia. Se face la 15.000. Costă în jur de 150 de lei, se schimbă filtrele, le-ați văzut. Băieții spun să nu băgăm gaz aditivat, că este cel mai periculos. Aditivul din gaz se depune în plămânul instalației și nu e un lucru bun. Și uite, eu băgam până acum numai gaz aditivat, că ziceam că e bine. Și nu e bine. Așa. Ia uite, domne, găurește mașina clientului, domne. Ia găuri mașina, mă, bunătate de mașină, vorba. Da, îi avem și pe băieții aici care fac și revizii, reglează, drag și fac și drag și nu știu ce. Jeep! Da, ce mi-au spus băieții la gaz? Unii mi-au spus că nu e bine să bag gaz aditivat, alții mi-au spus că nu e nicio problemă. Cert este că senzația mea, vă jur, dar e posibil să fie doar în capul meu. Eu le-am spus oamenilor să nu facă niciun reglaj la mașină, că sunt foarte mulțumit de cum merge așa și cum consumă. Cert este că în momentul de față am plecat de aici și am accelerat un pic și am avut impresia că sunt pe benzină. Și zic, ce dracu, mă, zic, nu sunt pe benzină, sunt pe gaz. Deci eu simt schimbarea filtrelor, chiar dacă nu erau atât de îmbâxite cum am mai văzut eu la alte mașini. M-am întrebat și de pilitura asta care se găsește în filtre și oamenii mi-au spus că, domne, bă, sunt șocat ce bine merge, zic, privind și schimb filtrele săptămânal. Da,
Și oamenii mi-au spus că această pilitură vine din mai multe surse, din rezervor, din conducte, din combustibilul, din gazul băgat de la diverse pompe. Na, e destul de greu de prevenit, trebuie filtrele schimbate periodic. Au avut și mașini care au venit cu filtrele schimbate de 3 zile și înfundate de pilitură. Na, rezervoarele de gaz. Dar cert e că sunt șocat de diferență. Da, îmi place, da. O să schimb filtrele mai des, nu la 2 ani. Că se simte diferența. Asta a fost la gaz. Mergem mai departe. Le rast. Astea? Da. Le dai și pe alea. Da, întâi trebuie pe astea 3. Ok. Deci aici l-avem pe domnul inginer Vali, care execută actuatoare de blocant spate pentru Toyota Land Cruiser 100 și Land Cruiser 80, nu? Nu, mă? Și 70. Mamă, și are și de-asta, e protecție. Și 70 și 90. Ce ai făcut, mă? Uite-mă cum vine aici, ce ai, mă? Vreau și eu de-asta cu cap de-asta. Aia eu dau lupul și eu. Hai că vine, ia ușurile. Mă rog, cu o mână. Nu, n-am stricat nimic. Da. Acum cuci un pic de ulei? Da. Să știi să iau o tavă. Da. Zi de unde să le... Lasă. Tava. Ce putem să luăm găleata aia. Vrei să aduc găleata aia cu filtre? Da. Du-te mână. Nu vrea mâna să. Stai așa că fac stop cadru. Vezi că te... Oprește-te aici, că glumesc. Da, mă, bineînțeles că la mine nu s-au desfăcut șuruburile. Adică s-au desfăcut din 4-3 și al 4-lea a trebuit sudat. Că na, nu au fost puse doar acum 6 luni, îți dai seama. Și cum era să meargă, cum era să meargă totul țiplă. Țigare, coale, nu mai cubidea. Luăm foc. Băi, vezi tu, la mețin să nu pierzi șurubul ăla. Nu-l pierzi, știu, l-am pus bine. Stai liniștit. Partea pe care o gătesc aici este că îmi curge țărână în cap. Ești polan. De unde oare țărână? De unde? Nici nu poți să-mi explici, ești nebun. Bine că nu-ți curge rugină, zi mersi. No. We have also rust on stock, if you want. I have some crispy. Crispy chassis, yeah? No, yes. Cum e reglajul la coada de ciocan? Bună ziua, am și eu nevoie de un reglaj fin. Se face aici pe coada de ciocan. Lasă. Vrei să mai strângem un pic două șurubele să vedem cum se comportă? Da, ideea că agață un pic, îl vezi? Da, am văzut, da. Hai să le mai apropiem un pic. Că e prea larg. E prea larg, da. Nu știam văzut. Da. Uite, vezi? Aici mi-l apropie un pic. Așa. Da, cu ciocan oricum merge să bați. Așa. Astea două, ia dă-i. Așa. Și acum se învârte doar o rotină. Da. Atât de simplu. Bine, dacă învârți tu de ea, e mai simplu. Învârt eu dacă vrei, da. Acum ai blocat? Da. Zici! A blocat. Am dat drum? Zici. A deblocat. A blocat. Zici. Da, nu e indicat să-l blocați așa în mers. E indicat să-l blocați pe loc. Plecați ușor, deblocați. Dacă n-a deblocat, trebuie să încercați să mai mergeți puțin în spate și se va debloca. Și tot așa. Care să cuplăm fire, butoane, calculatoare și așa mai departe. Să meargă blocantul de aici din buton. Nu vă luați de asta, e provizoriu. Să meargă de aici, blocantul. Trebuie să facem o schemă aici la computerul mașinii. Pentru că noi am schimbat actuatorul Toyota Land Cruiser 100, care este un actuator comandat electric cu unul comandat pe aer, ca să putem să umflăm și roțile și ca să fie mai ieftină reparația, să nu fie 2500 de lei, cât era un actuator original Toyota Land Cruiser 100. Și acum încercăm să facem să dregem. O să vă fac un rezumat la sfârșit, sau la început, sau la mijloc, undeva, oricum. O să fac un rezumat despre toată treaba asta cu blocantul. Să vadă lumea că am
Păi, nu știu dacă țăcăne așa, adică s-ar putea să trebuiască să fie în reductor sau să fie ceva. Știi ce zic? Adică mie că nu se acționează așa doar în parking și în... Știi ce zic? Dar firele erau acele. Firele erau acele, nu? Păi, e ca la mine vorba aia. N-are și el un ceas? N-are, nu? Aha, ăla e blocantul, da. E, mă place! Nu puteam spune HKS? Da, uciu-ciu-ciu-ciu! Frumos! I like it! Nu știam că aveai și sunete bonus, știi ce zici? Nu e rău! Și mai nou am descoperit că poți să-mi tai chiloții ăștia de la boxe, care nu sunt rupți, dar sunt foarte murdari. Ăsta chiar arată bine la șofer, dar sunt... Trebuie să dispară chestiile astea, că nu... Nu fac bine nimănui. Uite, de știu ce e aici. Ce este? Ce este? Răsiți des. Nu pot să cred că nu iese. Nu vreau să iasă cu box. Vreau să iasă... No. Se un cutter. Se un cutter. Viața după cutter. Mult mai bună decât viața înainte de cutter, nu? Eu așa. Da, mă, deci după 2 ani, deci după 2 ani, cum mi-au promis băieții aia, Valentin Romașcu și Cristi Blondu, și cum am făcut eu cu blocantul ăsta? Ți explic, e foarte, foarte simplu. Bă, am zis așa, bă frate, zic, un actuator de blocant pentru mașina asta costă 2200 de lei. Eu, la cât sunt de bun, mă duc și dau banii pe el. Culmea, am mai dat bani odată pe el, dar era ăla central, am greșit, știi, din Dubai. Și, și băieții ăștia au zis, da mă, stai fără liniște. Stai fără liniște că-ți facem noi, ești nebun și poți să umfli și roțile în banii ăștia. Gata mă, vreau. Și după 2 ani, după doar 2 ani, mai am de reglat ceva și trebuie să mai cumpăr ceva și mai îmi trebuie o sondă de 2 milioane și e posibil să meargă blocant. Da, mă, da, dar pot să umflu roțile, ăsta este un mare avantaj. Mai e unul în mijloc. Ai zis 4. Am zis, eu-s de vină, vina mea. Așa este. Deci am schimbat sonda de presiune, nu? Acum am pus dauna pe așa, știi să iau... Nu, e ok, dar nici nu vreau. Aia făcea câți bari? 10. Și asta cât face? Și asta face 8. Ha, tot nu e bine. Sau așa ar trebui, așa zic chinezii. Așa zic chinezii? Hei, dacă ne luăm după chinezii, ajungem departe, vorba aia. Uite unde suntem în pandemie aici, nemul. Da, ăsta este setup-ul. Setup-ul. Nu știu, e nou. Ce faci? Ți-ai luat butelie? Bravo, mă, frate. Hai, mă, că nu e gălăgiot. Chiar nu mi se pare gălăgiot. Să-ți treci, mă. Hai, haide, mă, frate, că nu se aude nimic. Ce un bălușiu te deranjează ăsta? Poți să-l oprești, mă, dacă vrei. Știi românii care țin telecomanda în folie? Telecomanda la televizor. Cum văd eu ce presiune am acum, oare? N-am cum să văd, nu? Trebuie un ceas.